Salutare, acvariști și acvariste! În episoadele trecute v-am explicat ce este suprafața de contact și de ce este importantă pentru filtrele noastre și implicit pentru sănătatea peștilor noștri. Ce am omis să vă zic în episoadele trecute a fost că nu este suficient să avem o densitate mare a materialului filtrant care să ofere o suprafață mare de contact per unitate de volum, dar trebuie să avem și volum mare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că degeaba avem un burete de densitate mare, nu putem să folosim aceeași mărime de burete pentru un acvariu de 50 de litri sau pentru un acvariu de 500 de litri. Acvariile au mărimi diferite și implicit trebuie să ne alegem și volumul de material filtrant în funcție de acest volum. Și astfel ajungem la subiectul episodului de azi, și anume minciunea filtrelor interne. Încerc să nu vă arăt marca acestui filtru, pentru că oricum majoritatea producătorilor comit exact aceeași neregulă. Despre ce este vorba? Dacă ne uităm la specificațiile acestor filtre interne micuțe, care sunt de 10-15 cm lungime și o grosime de aproximativ 4 cm, vedem că la fiecare este trecut cam care este mărimea acvariului care se potrivește cu filtrul respectiv. De exemplu, în cazul acestui filtru, producătorul susține că ar fi compatibil cu acvarii până la 60 de litri. Nu specifică populația de animale, nu specifică cantitatea de materie vegetală vie, nu specifică programul de iluminare, nu specifică regimul de hrănire a animalelor și așa mai departe. Adică factori foarte importanți care influențează producția de toxine din acvariu. Sunt foarte puține scenarii posibile în care aceste filtre ar face față producției de toxine. De exemplu, dacă am ține un beta în 60 de litri cu vegetație foarte densă și lumină suficient de puternică. Sau dacă am avea un acvariu cu un substrat extrem de gros, de la 10 cm în sus, cu o dimensiune anume a granulelor și cu un regim de hrănire destul de modest. Adică există scenarii, dar sunt foarte nerealiste, având în vedere care sunt cel mai întâlnite cazuri în practică. Adică majoritatea acvariștilor o să țină 10, 20, 30 de pești în 60 de litri și o anume cantitate de plante, de multe ori insuficientă ca să facă față la producția respectivă de amoniac. O altă problemă a acestor filtre este că folosesc niște bureți cu găuri foarte mari în interior, adică au o densitate mică și suprafața de contact este extrem de redusă. Așa cum v-am arătat și în exemplu cașcavalului, pot să ai distanțe mari între pereți și acel loc este inutil pentru că bacteriile colonizează suprafețe, nu golul dintre suprafețe. De exemplu, acest burete care este unul obișnuit scos din habar n-am ce obiect care n-are treabă cu acvaristica, vedem că avem o densitate foarte mare, adică canalele acelea prin care poate să circule apa sunt foarte înguste. Acesta nu este potrivit pentru filtrare mecanică, deoarece se colmatează foarte repede. În schimb, dacă o punem după una sau două stadii de filtrare mecanică, probabil ar face față ca filtru biologic, dar nu pentru orice acvariu. Aș estima, să zicem, cam până la 20-25 de litri maxim și cu un singur pește. Și atunci vă puteți întreba de ce producătorul spune că e compatibil cu acvariul de 50 de litri, să zicem. Pentru că mai există un parametru în cazul filtrelor și anume debitul. Și aici se creează confuzia pentru că mulți acvariști nu știu că trebuie să se uite la amândoi parametri și unul din parametrii lipsește și anume volumul. La filtre externe găsim și debitul și găsim și volumul materialului filtrat, pe când la cele interne găsim doar debitul, care este exprimat în litri pe oră, adică 180 de litri pe oră, 200 de litri pe oră și așa mai departe. Afirmația producătorului se bazează pe partea asta cu debitul, adică un filtru care debitează 200 de litri pe oră se poate folosi într-un acvariu de 50 de litri, adică de 4 ori volumul apei. Bineînțeles că părere se împaci și pe partea asta cu raportul dintre volumul apei și debitul filtrului. Unii spun că e de ajuns să avem de 3 ori volumul apei, adică la un acvariu de 50 de litri, 150 de litri pe oră ar fi suficient. Alții zic că trebuie să ne apropiem de 7 sau poate chiar 10 litri pe oră. Eu aș zice să vă alegeți debitul în funcție de peștii pe care îi țineți.
Pentru un beta, un debit cât mai scăzut este foarte ok. Pentru un grup de pești care provin din ape repezi, acel raport de 10 la 1 este mult mai facil decât o apă care curge încet, deoarece le asigură mai mult oxigen. Astfel, atunci când ne alegem filtrul, trebuie să ne uităm atât la debit cât și la volumul filtrului. Cum am zis, în cazul filtrelor interne mici, se descalifică automat, deci nici nu are rost să ne gândim că o să ne fie suficient. Și asta o să vedem și pe partea de filtrare mecanică când se colmatează în fiecare săptămână. Iar pe partea de filtre externe, acolo avem o distribuire relativ bună, adică debitul și volumul materialului filtrant sunt oarecum în armonie cu capacitatea acvariului nostru. Pentru că în cazul filtrelor interne, debitul este ok, pe când volumul este extrem de redus. Ok, atunci puteți să mă întrebați, bine, dar ce volum de material filtrant recomanzi? Dacă mi-amintesc bine, era o prezentare făcută de un aquascaper din Ungaria, care zicea undeva pe la 5% din volumul unui acvariu, asta pentru aquascaping. Am să rog pe Tibi de la AquaGarden să treacă în comentariu care este procentajul despre care știe el că este cel mai optim pentru aquascaping. Deci în cazul lor, din câte știu eu, este de 5%. Asta înseamnă că dacă ai un acvariu de 100 de litri, volumul materialului filtrant trebuie să fie de 5 litri. Și asta vi se poate părea foarte mult, însă standardele aquascaping-ului sunt mult mai mari decât standardele acvaristicii banale, să zic așa. Deși, cum am zis și în trecut, cu cât ai filtru mai mare, cu atât este mai bun. Și nu există prea mult material filtrant. Ce puțin nu cunosc eu vreun motiv pentru care ar exista. În experiența mea, un procentaj de 1,52% din volumul total de apă este suficient pentru a nu trebuia să cureți filtrul cel puțin 6 luni. Când am avut în jur de 100 de platini 70 de litri, care este exagerat de mult, trebuia să curăți filtrul extern cam la 2-3 luni, ceea ce încă este foarte bine în comparație cu filtrul intern care trebuia curățat la 4-5 zile. Deci străduiți-vă întotdeauna să aveți filtre cu volum cât mai mare, iar în cazul filtrelor interne avem o problemă pentru că piața oferă foarte puține produse care seamănă cât de cât cu ce avem noi nevoie. Nu vreau să fac vreo reclamă și nu am fost plătit de producător, dar filtrele BioBox par să fie mai pe partea ok, dar nici ele nu sunt chiar suficiente pentru un acvariu mai bine populat. Deci să zicem, dacă ai un sistem de 70 de litri, cum am eu, cu o grămadă de plante, cu lumină suficient de puternică și un orar de iluminare suficient de lung, atunci un asemenea filtru ar putea să susțină 10 pești, să zicem. Dar să nu abandonăm aceste muturașe simpatice, pentru că ele sunt foarte utile în proiectele DIY, adică atunci când ne facem noi un filtru, folosim motorul pentru propulsia apei, adică ca să generăm debitul necesar, și în loc de cartușul original, folosim un cartuș făcut acasă, umplut cu foarte mult material filtrant și care poate să aibă un volum extraordinar de mare. Și asta este punctul forte a acestor motorașe, pentru că ele sunt relativ ieftine. Ultima oară când am cumpărat un filtru intern, m-a costat în jur de 40-50 de lei și cu acela am putut să creez Carpat filterul, care are un volum de aproximativ 500 de centimetri cubi, pe când cartușul original a acestui filtru avea doar 45 centimetri cubi. Despre cum se calculează materialul filtrant, am făcut deja un episod în trecut și recomand să vedeți pe acesta dacă vreți să vă apucați să vă construiți propriul filtru. Asta ar fi pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.